Chiar dacă Moldova nu e o țară cu industrie cinematografică la Hollywood, ea se vrea astfel și, drept consecință, maestru Vlad Druc a suflecat mânicile și s-a pus pe treabă. Detalii pe parcursul emisiunii. Din 1968, pe când era student la VGIC, a început a face film și nu s-a oprit decât în momentul în care a dat-o pe scris poezii și nu doar. Dar n-a durat mult, pentru că tot la marea lui dragoste pentru film a revenit. Apoi, Vlad Druc, că de el e vorba, din întâmplare s-a făcut și profesor la Academie de Arte și a prins patima și pentru asta. Mult nu i-a trebuit. A decis să se consacre cauzei și să pună bazele unei școli de film și la Chișinău. Așa cum nu e om să nu fi scris o poezie, mari dubii am că e cineva care în copilărie, cel puțin, nu și-a dorit să fie actor de film sau poate chiar și regizor, visând la Hollywood și eroi ai capodoperelor cinematografice. Marea majoritate renunță la aceste vise, unii însă își urmează visul prin ani. Până mai nu demult, cei care își doreau să facă școală de film o căutau peste hotare, iar de câțiva ani încoace, deja se pot școli și la Chișinău în materie de cinematografie. Ba apare o promoție de regizor de film, ba alta și tot așa de la an la an, Academia de Arte a decis să înființeze o întreagă catedră care să pregătească specialiști în domeniul cinematografic. Și această catedră a fost prezentată la Uniunea Cineaștelor, evident cum se cuvine, cu filme studențești pe ecran și expoziție de fotografie în hol. Vine oare această prezentare să anunțe cumva că la Chișinău ia naștere o adevărată școală de film? Vine să anunț că la Chișinău va fi cândva o școală de film. O școală de film se stabilește și ia vânt ani întregi. Evident, cu încetul se face oțetul, așa cum în Moldova e lipsă de cadre didactice în domeniu. Chiar dacă avem cineaști mulți, darul de a învăța și pe alții și de a te dedica pedagogiei cinematografice nu tentează pe oricine. Dar cu timpul și aceste probleme vor fi depășite. Important e că... Un lucru mă bucur că oricare ar fi aceste probleme, noi avem copii talentați. Noi avem copii cu o gândire altfel decât a noastră, de generații trecute. În primul rând este și alt timp, este și altă viziune, alt limbaj cinematografic, televizat, deci altă viziune asupra realității. Copiii au idei foarte bune, au foarte, idei foarte proaspete. O problemă este că nu știu cum să realizeze aceste idei. În secolul nostru grăbit, toți gândim altfel, vedem lucrurile altfel. Nu există pericolul unui conflict între generații, între profesori și studenți. Atâta timp cât eu sunt la această catedră, conflictul dintre generațiile noastre nu va fi axat pe problema că văd altfel decât noi, pentru că ei n-au venit la noi ca să învățăm să faceți așa cum noi facem, sau asta e atitudinea noastră și a voastră trebuie să fie. Ei vin la noi să învețe a gândi cinematografic și ei să învețe a se exprima pe sine, nu să mă copii pe mine sau pe colegii mei. Eu vreau să scot anchilozarea din ei, să nu aibă cenzură interioară. Ei trebuie să fie liberi și atunci arta lor va fi într-adevăr sinceră. Atunci arta lor într-adevăr va exprima 100% realitatea cu cei înconjoară. De bine, de rău, deja câteva promoții de regizori au absolvit facultatea, dar mai puțini au reușit să facă un nume în cinematografie, mulți din ei abandonând filmul în favoarea unei profesii care asigură un venit mai ușor. Mai crede oare domnul Druc că din mulțimea de studenți pe care îi are va rămâne cineva în domeniu? Mă, eu întotdeauna cred în oameni. În primul rând, deci mulți din cei care au terminat la această catedră, chiar dacă nu lucrează sau nu realizează filme așa cum, zicem, ca regizori, ca au învățat la regii, ca operatori, ca au învățat la operatorii, dar oriunde ar fi ei, sau luând camera în mână, sau stând la masa de montaj, ei gândesc cinematograf și lucrul ăsta mă bucur. E un fel de realizare. În restul nu depinde de noi. Dacă ai o gândire cinematografică, dacă știi ce înseamnă cinematografia și televiziunea bună, în sensul cum la cuvânt, oriunde te-ai duce, poți să faci lucru bun. Foarte mulți din cei care au venit cu un bagaj bun de cunoștință și în acest domeniu nu avem specialiști cu școală. Așa s-a întâmplat că chiar în, să zicem, în vremurile de mai demult, nu se făcea școală în specială de montajori.
Acum e nevoie de lucrul ăsta, fiindcă e un lucru foarte, așa ca să zic, e complicat, e legat de tehnologii noi, are nevoie de un bagaj de cunoștințe, de un orizont larg și așa mai departe. Și chestia asta au simțit-o probabil și tinerii cei care au venit. Și sperăm că mulți din ei vor deveni artiști și profesioniști. Păi stați, unde cu trei pe pantaloni și îmi scoate mai bine. Stai, babă. Păi să fac rost de mine. Ia să văd ce frumoasă e. Și dacă tot e decis să se consacre artei pedagogice care va lua mult timp, va renunța oare maestrul Druck la realizarea filmelor? Eu, de fapt, în viața mea de multe ori am refuzat la multe lucruri, așa că am început să scriu cândva poezii și am scris, nu rău, am avut și o carte, dar dacă m-am apucat de cinematografie, am lăsat poezia, nu că... Da, așa că dacă voi avea eu și colegii mei succes în domeniul pedagogiei de film, eu nu să-mi pară rău că nu fac film. Acestea au fost evenimentele mondene de azi trăite în Moldova. Cu ce va continua viața mondenă a Basarabiei, veți afla deja în ediția următoare. Important e să știți și să nu uitați că show-ul începe sâmbătă la 20:45 și se dă în reluare miercurea, exact la 19:30. Sunt Victoria Cușnir și ne vedem la Alt TV. V-am pupat!